Foarte multe lucruri din practica de zi cu zi sunt exemple de funcții. Sunt modelate fel de fel de fenomene. Te gândi la oameni pătrate, cu cine știa că la oameni pătrate? Latura a doua. Dacă schimbi latura, area se schimbă? Nu. Este aceeași are, nu? Deci, hai să vedem. Ai spus că area pătrate e ca o firă pătrate. Pentru latura egală cu 2, ce are eu obținut? 4. A1, hai să zicem așa, da? Prima valoare este 4. Pentru latura egală cu 3, ce are eu? 9. Păi, ce aceeași valoare tot timpul? 4. Nu, am crezut că ziceți că dacă... Formula, dacă este aceeași. Rețeta este. Aceeași. Da? Deci, vezi, nu pot să spun care este o mărime constantă, ci depinde de latura. S-a mărit latura, altă are, altă latura, altă are. Ei, vezi? Rețeta este aceea de a aplica latura la a doua. De aceea, nu voi putea evita să zic că aria este în funcție de latura. A de el. A de el e calculat la latura. Vezi? Așadar, fenomenul acesta de calcul a aria de pătrat, este, nu? O funcție care depinde de latura. Este, de aceea spun, care este, este în funcție de latura pătratului. Se schimbă valoarea ei după schimbarea laturii. Altă latura pătratului, altă latura. Deci apare, practic, latura este latura egal cu 4, area egal cu, egal cu 16. Așa voi spune că apare o mulțime a valorilor lui Dumnezeu pe care le dau eu, da. Și lui îi dau valoarea 2, 3, 4, 5, 6 și ca urmare a valorilor respective găsesc aria. Ei, să știi că pentru mine este asta. Bucuria mea este că aflu aria. Știu ce laturi iau la accept. Știu ce pătrate, de ce laturi, și vreau, după rețetă, să găsesc aria. Așadar, când a zis că aria este funcție de latură, în afară de faptul că a scris rețeta ADR calculată la pătrat, spun că aria, funcția asta, e definită pe ce fel de laturi? Niște numere. Da. Chiar numele reale pozitive. E pus. Că depinde de primare. O să... Și cu zecimale și da. Și ca valori, ce valori obțin dacă vreau să fiu tot așa de exigent cu mine? Numele care obțin la ei sunt numele tot pozitive. Că nu pot să zici ceva la doar să dea numele negative. Dar să știi că nu mai am nicio emoție aici. Pot să dau mulțimea valorilor și mai mare. Tot atât de bine în opinie, puteam să zic el simplu, fiind o mulțime mare. Ce mă frământă pe mine este să știu ce valori prinde L. Nu voi putea spune că L poate să fie un număr negativ. Păi, n-am văzut niciodată un pătrat cu latura de minus 2. Deci neapărat, la domeniul de definiție aici,
definiție, trebuie să știu sigur ce valori am lăsat eu lui lui. Trebuie să fiu... Deci pentru o funcție am așa. Rețeta, după care se lucrează, da, rețeta, după care se lucrează, trebuie să știu domeniul definiției, adică ce valori dau lui X. Și pe urmă, să știu foarte bine despre mulțimea asta pot da mai mult, mai largă, mai mare decât imagine care apare. Ca și astea 4, 9 și 16 se cheamă imagini. Imagini ale lui 2, 3 și 4 prin rețeta asta obținute. Da? Deci, când ne deschizi gura și deci funcție, trei lucruri am făcut. De unde plec, unde ajung și cum. De unde, unde și cum. Și care, care de unde plec, unde ajung și cum ajung. Deci care e rețeta. Așa este trei lucruri. Deci, asta înseamnă ce? Rețetă. Cum, da? Rețetă sau lege de părți matematice, spune o rețetă, e o limbaj așa mai, mai puțin pretenție, da? Lege de corespondență. De unde plec? De unde? Domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Este esențial acest lucru. Trebuie să știu variabile ce, ce libertate îi las. Pe unde să se miște. Deci de unde și unde ajung. Și unde ajunge. Codomeniu. Da? Codomeniu. Iată, am să-ți dau funcția mea. F de X egal cu 3X supra X minus 2. Ce ți-am dat? Cum mai rețeta? Modul în care obții Y. Adică după ce am plăci pe X, nu e suficient urmă rețeta. Trebuie să fii însoțit urgent. E fi definită pe tu să fata ăștia. Adică lui poți să-i dau ce valoare? Din, din Z. Din Z? Din Z se ducă până în Z. Toți, toate valoare pe întregi îți plac? Sigur? Păi ce formă este asta? E fracție. Asta. Fracția are pretenții. Ce pretenții are fracție? Poate să fie și întregi, și liner, și... Da, dar are o pretenție, fracția, din tot ce știi tu, când am discutat despre fracția... Foarte important! X minus 2 poate să fie 0, adică X-ul n-ar voie să fie 2. De ce poți să spui F, de fiind pe F, pe Z, pe ce vrei tu, dar în afară de 2? Deci pe 2 trebuie să-mi dai deoparte urgent. Deci F, de fiind, hai să lăsăm mulțimea cea mai amplă, de fiind pe F, minus mulțimea formată din elementul 2, cum va fi? Abia acum am clarificat problema. În foarte, foarte multe greșiții, autorul îți dă doar rețeta și treaba ta cum o faci. Ia dacă s-a funcție el de X, e ca cum la bifal din X plus 2. Și s-a dat acum? E ca cu 0. Adică mai rețeta s-a dat, nu fiar. E important, am dat rețeta. Tu! În spate domeniul. F liner, e definită în el. Da. Mai radical, ce pretenția radical. Mai puțin de la minus 2 încolo. Minus 2, minus 3. Mai puțin cu minus 2, minus infinit. Adică la minus infinit până la minus 2, da. Radical nu vrea de acolo. El vrea de unde? De la, de la plus minus 2. La minus 2 la plus infinit. La plus infinit. Deci F e definită, abia acum am clarificat că e definită de la minus 2 în X, că se descurcă când e 0. Minus 2 plus 2 face 0 și adică 0 este 0. La minus 2 la plus infinit. Cum va nu? Nu mă frecă de deocamdată. Dar asta este esențial.
continuăm. În multe exerciții autorul ți se ți indică domeniile, dar sunt și altele. Că spune, sunt și alte domenii de ființe. Până la îți dau eu. F de X, de Z. Egal cu 3X supra, modul din X plus 5, plus 2. S-a îngadețit. Da. Ce părere? E bun, pentru toată lumea de aici. De ce? Că modul e pozitiv. Unul mod pozitiv și cu 2? Nici unul nu va fi 0. Deci ai spui F definit pe tine, completezi repede pe el, cum a dat pe am dat maxim cu putință, da? Domeni de ființe. Dar dacă ți-ar fi dat f de x egal cu 3x supra modul din x plus 5 minus 2. X plus 5 are voie să fie 2, 3. Deci x plus 5 are voie să fie cât? 2, 3, cât până la plus infinit. Nu are voie? 3. Nu are voie să fie 2. Așa. Nu are voie. Deci x plus 5 nu are voie să fie 2, e zis bine. Și nu poate să fie 1, 0, minus, minus infinit, 2. Aia de acolo nu poate să fie. De ce 1 nu poate să fie modul din x plus 5? De ce, de ce nu ar putea să fie aici? Păi 1 minus 2? A, vezi fratele. Nu poate să fie decât 2. Mai 2. Deci da. Normal să fie aici 2, da? Modul. Da. Aici ar fi mare de x plus 2. Nu ar mai fi cineva care tot așa e care am intrat sub o stare de... Să fie 0. X plus 5 ăla să fie 0. Păi 0, modul de 0 e 0 și până minus 2. Păi nu e un răspuns care îmi place. Nici nu mă interesează răspunsul ăsta. Deci care e problema? Stai să punem deoparte. Modul din X plus 5 minus 2. Trebuie să fie diferit de 0, zici tu, nu? Că așa e numitor și tot e expresă la putere să fie diferit de 0. Și noi o să le negați. Adică ne interesăm când este 0 ca să acelea să fie. Dă deoparte. Modul din x plus 5 minus 2 egal cu 0. Dacă și numai dacă, modul din x plus 5 egal cu 2. Când se întâmplă asta? Poate să fie 2 și minus 2. Asta e. Deci 3x plus 5 egal cu plus minus 2. X egal cu minus 3. Odată X sunt egal cu? Minus 3. Deci minus 3. Păi X plus 5 egal cu 2. Adică X egal cu minus 3. Bine. Și altă X egal cu? 7. Cu? 7. Minus 7. Minus 7. Acestea sunt cele care sunt periculoase, valorile astea. Minus 3. Și minus 7. Pentru că în momentul acesta face fracția 0. La numitor face 0 și fracția nu există. Mare pericol. De ce? Le dăm deoparte pe astea. Deci F definită pe ele. Minus aceste două elemente, că nu poți să, nu poți găsi imaginea pentru ele. Minus, minus 3, respectiv minus 7. Cu valoare ele. Pentru toate găsești imaginea. Pentru toate găsești imaginea. Deci, pericol mare e prin minus 3 și minus 7, de ce le-ai dat pe o parte? Ca să te asiguri de fracția asta. O altă funcție, f de x, îți dau mai rețeta, f de x egal cu 4x minus 1, totul supra modul din x pătrat minus 4, minus, să spunem, 16, plus 2x minus 1, totul supra modul din x pătrat minus 25 plus minus 1. Facem 4x minus 1 supra x minus 2 totul la a doua supra modul din x minus 2 totul la a doua minus 4 la 2. X minus 2 totul la a doua. Nu, mă dor. X minus 2 totul la a doua. Păi, încercăm să rezolvăm. Hai să... Haideți să luăm ce aici în componență. În componență am o fracție. Și o altă fracție. Și încă o altă fracție. Două fracții. Și punem condiții ca să existe. X la a doua minus 2. X
x la a doua minus 4 minus 16 trebuie să fie diferent de 0, pentru că prima fracție se există, da? Ferent trebuie să fie fiecare de 0. Și tot atât de bine trebuie să existe, trebuie să punem și conținut pentru cea de-a doua fracție. Minus 2, minus 1, diferent de 0. Deci, atenție, trebuie să întâmple și una și cealaltă. Ambele se întâmplă. O să luăm negație de ca să lucrăm. Adică o să luăm negație de ca să lucrăm. Deci modulul x la a doua minus 4 egală cu 16, care te vă duce spre... Minus 16. X la a doua minus 4 egală cu plus minus 16, da? Și odată vă să ai verzieta x pătrat, o primă, x pătrat egal cu 20, care înseamnă x1, 2, 2 valori, nu când se va la pătrat egal cu 20, înseamnă care sunt cele două valori? Radical din 20 și minus 2 față 20. Plus minus radical din 20. Este un 4, din 4 ori 5, 2 radical, plus minus 2 radical din 5, da? Deci x1, 2 egal cu plus minus 2 radical din 5. Și x la 2 minus 4 egal cu minus 16. X la 2 egal cu minus 12. Minus 12. X egal cu 1, 2. X1, 2 egal cu 3, 4. X3, 4, spune mă. Minus 2 egal cu 3. X3, 4 egal cu minus 2 egal cu 3. Adică radical e minus 12, nu? Adică ceva la pătrat egal cu minus 12. Da. Nu se poate. Păi, băi, nu lasă la mine. Imposibil. Imposibil. Când ceva la pătrat îți fac un număr negativ. Așadar, singurele valori sunt plus minus 2 radical 5 pentru prima. Care trebuie să dată deoparte. Dar să ne ocupăm și de-a doua. Mai avem x la a doua minus 25 în modul minus 1, sau egal cu 1, nu? Negație. Ceea ce mă întâmplă, zice spre x la a doua minus 25 egal cu plus minus 1. Plus minus 1. Care înseamnă dat x la a doua? 26. X1, 2. Două valori sunt, plus minus radical din 26. Care da. 40, cât? Noi. 13. Deci x1, 2 egal cu plus minus radical din 26. Două valori cerci. Cealaltă manieră. Sau, avem noi o dată x la a doua. 24. Egal cu 24, care mă conduce spre x3, 4. 3, 4. Egal cu plus minus radical din 24, adică 12 ori 2. Sau 4 ori 6. 2 la 3 ori... 2 la 3 ori sau lasă 4 ori 6. 4 ori 6, 24, ca să iasă 2. 2 radical din 6, plus minus 2 radical din 6. Egal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sunt valorile care mi-am găsit aici, da? Bun. Dacă vreți să le urmăreți, dar s-a înțeles. Am o serie de la prima ecuație, plus minus 2 radical din 5, apoi plus minus radical din 26 și plus minus 2 radical din 6. Așa, dar despre funcția asta, asta dată ca o sumă de fracții. Acum pot spune că F e definită pe F e definită pe fracții. Minus... Mai puțin. Acestea care am găsit care fac mari greutăți. Plus minus 2 radical din 5. Plus minus 2 radical din 5. Aici trebuie să știu. 2 radical din 5. Minus 2 radical din 5. Așa trebuie scris? Sigur că dacă fac aici am pus. Dar trebuie scris așa. 2 radical din 5, virgulă. Minus 2 radical din 5. Apoi. Radical din 26. Radical din 26. Minus radical din 26. 2 radical din 6. 2 radical din 6 și minus 2 radical din 6. Dar de ce n-am voie să scriem? Plus minus...
se mai obișnuiește și limbajul acesta, dar derulat de multe elemente discursului. Și dacă sunt două sau trei, este concret, ca să vă arată omul. Da? Și doi radical din șase. Și minus doi radical din șase. Cu valorile mie. E evident aici, cu valori, țineți minte așa cum am spus, cu valori abia acum, cu valori etnie, abia acum, asta e domeniul. Asta e domeniul. El în afară de aceste valori. Dar ce am spus eu aici? Fracțiile. O rezolvare a modulilor. De aceea, profesorul, când compune sfatele chestii, pentru început la funcții, dă tot felul de chestii care repetăm lucrurile dinainte. Da? Să zic acum de acolo. Acum zic și eu un exercițiu. Aflați mulțimea valorilor funcțiilor. Așa. Este definită pe... Aflați, să fie desigur. Deci aflați mulțimea. Aflați mulțimea. Valorilor funcțiilor. Valorilor funcțiilor. Funcțiilor. E definită mulțimea minus 1, 0, 1, 2 și 3. E definită mulțimea minus 1, 0, 1, 1 2, 3. 2 și 3. Cu valori, cu valori în el. Așa. Unde f de x este 5x plus 3. E de x egal. Sau cu 5x plus 3. 5x plus 3. Mai înainte de gândeție, da? Și nu vedeam domeni definiții. Era treaba noastră. Acum, dar autorul ne dă și rețeta, ne dă și ce aici o să ofer la cornite. Deci ai doar atât, aceste elemente. Și ce trebuie să fac? Și ne cere imaginile. Asta. Ai vrea să locuim pe x cu minus 1, cu 0? Exact. Asta sunt mulțimea valorilor, adică ce obții tu după ce reacționezi după rețeta asta. Iată, zice, pentru x egal cu minus 1, obținem f de minus 1, rețeta face minus 2. Dacă 3. Pentru x egal cu 0, f de 0, 3. Asta este. Pentru x egal cu 1, obținem f de 1, 8. Pentru x egal cu 2, f de 2 egal cu 10, 13. Și pentru x egal cu 18. Cu cât? Cu 3. F de 3 egal cu 18. Ei, insist acum. Hai să și ne reprezentăm. Să vedem cu ochiul nostru. Putem să facem grafică de fi funcții? Sigur că da. Să facem grafică. O fi o dreapă, un segment? Aba, da. Treci prin origine. Acum facem. Deci, zice. Din luna fiind văd și 18, iau axa asta un pic mai jos eu. Văd că nu m-am dat pozitive, puțin am legat. Deci asta este asta. Așa. XX prim, aici e intersecția lor. Și asta este axa Y. Unde punem imagine? Un pic X și Y. Păi avem vreodată minus 1 și minus 2. Când X e minus 1. Da, când X e minus 1. X e minus 2. Ne luăm unitate de măsură. Nu, când X e minus 1, uite, X egal cu minus 1, F de minus 1 e minus 2. Adică imaginea lui e minus 2. Când X e minus 1, aici, Y cu care apare, este minus 2. 1, minus 2. Și ca să vedem perechea, s-a realizat minus 2 ăsta pentru x egal cu minus 1. Și duce în paralele la minus 1. Și așa că trebuie să înseamnă așa. Tot timpul, toate punctele din dreapta asta au x-ul minus... Cât este x-ul? Minus 1. Deci toate. Mai sus, mai jos, tot la aceeași distanță de un minus 1 ca asta. Până tot cu a. Și a venit, ducând pe aici... Aici am tot cu a. Interzicție. Pe aici, ducând paralele. Cât este așa asta acum? Toți, toți de aici sunt la aceeași distanță. Dar noi vrem punctul de curate minus 1 și minus 2. Adică la intersecția acestei cu asta. Și ăsta e punctul A de coordonate minus 1 și minus 2. Acum, acesta este un punct al grafic. Acum, vedeți, e doar cu 0. Adică chiar în origine.
Chiar când x-ul e 0, nu e nici mai în dreapta, nici mai în stânga. Chiar aici, toate punctele de pe axa y-ilor au x-ul 0. La toate. Și de 0 e 3. Și imaginea pentru 0 e 3. 1, aceeași unitate de măsură folosim 1, 2, 3. Nu mă pot duce în dreapta, nici în dreapta. Aici, chiar aici. Acesta este punctul al grafic. Punctul B, să zicem, fac un punctul B. B de coordonate, 0 și... Minus... și nu, și 3. Și 3. Așa mai departe. Mai departe. Pentru X egal cu ce? Păi, pentru 0 și 3... Am dus acolo, pe el, nu? Păi de aici, pentru că nu e... X-ul rămâne 0, tot timpul 0. Și ducem acția, exact. Da. Când x-ul e 1. Când x-ul e 1, acum. Acum 1 e tot timpul așa. Da. Pe dreapta asta. Pe dreapta e 8. Y-ul este 8. La cei 3 mai punem încă 5. 4. 5, 6, 7, 8. Pare pătrățelele că îi zic foarte bine. Ăla e ce? Punctul ce să zic? Punctul ce de coordonate? Cât am spus? 1 și 8. 1 și 8. Când x-ul e 2, da? Da. La 2, va avea de la 1 și frumos, pe la 2. Y-ul cât este? 13. 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iată punctul. Ce? De. De coordonate? 2 și 13. 2 și 13. Și acum 3 și 8. 3 și 8. Este 3. Nu așa? Nu pleci cu 18. Judeci așa? Când e 3, 3 și de 8. Eu nu duc la 3. Din păcate, 18 la Y sus pe perete. Da. Și pe aici zic eu prin punctul E. E de coordonate 3 și 18. 18. Și când unim punctele astea, cu siguranță va fi... Nu le mai unim. Nu le mai unim? Cine-ți dă voi să mai alățiși? A, gata. Stop! Atât. Atât. Și atunci e un segment, nu? Nu e nimic. Asta e greu. Punctele astea le-am aruncat așa. Atât. Asta e grafic cu funcții. Deci punctele astea nu sunt coliniate? Dar nu mă interesează. Sunt, nu? S-ar putea să fie. Sunt coliniate, dar nu mă interesează. Asta e grafic. Dacă f ar fi fost dat, hai să vedem o altă funcție. Dacă aș fi avut funcția f de x egal cu rețeta asta, 5x plus 3, atenție, aceeași rețetă, 5x plus 3, nu mai zic că este aceeași funcție, zic f1. De ce? Rețeta este, dar schimb domeniul, cu f1 definită pe mulțimea formată din elementele minus 1 și, nu, minus 1 și 0, cu valorimia, este cu totul și cu totul altă funcție asta. Pentru că am dat mai două elemente lui X. Două valori. Știți care ar fi? Valorul ăsta și cu asta. Hai să vedem practică. Punem aici repede, da. Și asta este. Deci punctul de coordonate minus 1 și minus 2. Da? Asta e. Și 0 și 3. 1, 2, 3. Au și pe V. De minus 1 și minus 2. Și V-ul de coordonate 0 și cât? 0 și 3. Terminat cu graficul funcției. O altă funcție. Cu aceeași rețetă, f2 de x, cu aceeași rețetă, 5x plus 3, dar, zic, f3, definită de la minus 1, atenție, până la 0, cu valoare. Deci acum dau de la minus 1, tot zic și de la minus 1 până la 0. Nu s-ar niciunul. Păi, aici ar fi așa.
dau capătul minus 1. Dau capătul minus 1. Și am obținut, știi bine, am obținut 4 minus 2, așa? E vorba de paralele duse. Găsim pe A, e coronat de minus 1 și minus 2. Dau pe 0 și am 3. 1, 2, 3. B1. De la cât? 0, 3. 0. Deci 0, 3. Am coronat de 0, 3. Dar am și foarte mulțiși. Am și pe 1 pe 2. Minus 1 pe 2 și am la fiecare X câte un Y. Și acele puncte sunt din toate. Nu le pot reprezenta, o infinitate. Și acum e unul egal, unul egal. Unul egal propuse. Și ce cer obțin este segmentul acesta. Deci desenează, da, puse toate, 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 desenează segmentul ăsta. Deci când îi intermită pe un interval, este un segment. Deci, ăsta este momentul de fapt, segmentul. Dacă e o mulțime, sigur că da, acelea tot. Ține doar punctele acelea. Punctele care le poate. Aici, im de F, hai să facem așa. Im, imaginea funcției F, dată așa, e formată din Y și aceștia. Minus 2, 3, 8, 11 și 18. Im de F. Adică mulțimea Y cu care apare. Imagine. Când te uiți în oglindă, te vezi pe tine. Să duci cu uita altă oglindă, vede celălalt. Deci sunt acele puncte. Acele puncte. Aici care au rezultat. Când domeniul de definiție deci e... este o mulțime. Aici e, hai să vedem aici, e imaginea lui F1 pentru punctele minus 1 și 0. Că doar astea, da, da. Egal cu 1. Ce-am obținut? Minus 2 și 3, parcă. Sigur că da. Pentru imaginea lor. Deci mai pentru minus 1 și 0 vorbim. 2, minus 2 și 3. Deci egal cu minus 2. Mulțimea formată de minus 2 și 3. Dacă e pe un interval, definită pe un interval funcția... E in imaginea lui F3 pentru X și de la minus 1 la 0, de pe tot interval. De la minus 2 închis până la 3 închis. Nu, e un segment ăla, nu? Deci da, e de la minus 2 închis la 3 închis, nu? Da, deci Y, zona este la minus 2 la 3. Deci egal cu im de F asta este egal cu intervalul de la minus 2 până la 3. Toată zona asta. Cu alimit X și se plimba aici. Nu putem să spunem că e egal cu A, B, cu segmentul AB. Nu. E de egal cu intervalul ăsta. Cu intervalul. Da? Deci e egal cu tot intervalul acela. Adică mai clar, ca să ne înțelegem. Câte vreme ieși sunt în zona asta. Da? Y în timpul ăsta se plimbă așa. Asta e imaginea. Y se plimbă în segmentul ăsta. De segmentul ăsta ca umbră înseamnă asta. Segmentul ăsta ca umbra, umbra segmentului este asta. Aia e imaginea, nu? Asta e imaginea. Dar graficul ei este segmentul ăla, AB. Așa, numai imaginea înseamnă mulțimea Y. Imaginea. Imaginea înseamnă mulțimea Y. Mulțimea Y. Dacă ceri graficul funcției, trebuie să fii segmentul AB. Segmentul ăsta. Segmentul ăsta mă referam. Una este segmentul. Și apoi imaginea. Și apoi este imaginea, da? Graficul lui E, hai să scriu și chestia asta. Graficul lui F3 de X este da, segmentul AB. Graficul lui F3, nu e de X, a, F3. F3, da. F3 de X este un X pentru care se obține integralul acela. Așa. Deci nu mai e F3, eu nu zic F3, definită pe da, da. Graficul F3 egal cu segmentul AB, segmentul închis AB.
Da? Asta e graficul. Aici, aici sunt perechi și Y, un X și un Y care verifică. Dar pe ăsta. Duc așa, duc așa, am un X și un Y. Un X și un Y. Pe care dacă îl locuiesc în F3, care îți iată, în loc de X, pun X-ul acela care găsesc. Și fac calculul, găsesc valoarea. Așa că un pic de exemple, pentru că ea nu, îi se pare că nu înțelege funcții din cauza asta. Da, trebuie un pic de exemple, să faci mai multe exerciții. Păi eu asta fac acum. Da, da, așa. Păi exemplele astea, hai să mă iau lucrurile așa. Am înțeles. Deci eu ce am făcut acum este tocmai acest lucru. Anume, am luat, așa cum a fost exemplul ăsta. Deci și era dată pe... N-am găsit numai mulțimea valorilor. Adică numai Y ăștia. Am făcut și grafic. Am făcut și grafic. Care au niște puncte. Care înseamnă, de data asta, niște puncte, răscrițe din plan. Dar imaginea? Dar imaginea înseamnă doar atât. Minus 2, 3, 8, 13 și 8. Asta m-a scris acolo jos. Adică mulțimea Y-ului care apare. Mm-hmm. Mulțimea Y-ului care apare. Păi, de imaginea, mm-hmm, funcția aceea. Dacă am schimbat-o pe funcție, n-am lăsat nici să alege pe toată, toată zona. Adică nu toți cei 2, 4, 5 și acum mai 2 din ei. E altă funcție. E altă funcție. Imaginea este... De ce e altă funcție? Am rețeta aceeași. Imaginea. Dar domeniile sunt diferite. Domenii sunt diferite. Ai două funcții. Ei să nu se mai joacă unde vrea. Nu, nu mai joacă două puncte. Mai... Ai libertatea mai la două valori. Deci, de aceea, două funcții sunt egale când au aceeași rețetă. Dar și același domeniu de funcție. Deci, același domeniu de funcție, adică X și să ai libertatea cum se întâmplă la una, să facă și la cealaltă. Da? Și Y care apar, sigur că codomeniul va fi egale. Da. Fără discuții, dar sunt Y care apar ca urmare a rețetei aceea. Dar e important să aibă rețeta aceeași și domeniul de funcție la fel. Acum, eu insist și spun că aici, prin exemplu care am făcut, aici cu F1, am citit ce înseamnă imaginea. Da. După aceea, pe un interval. Am luat-o acum definită pe interval. Domeniul interval. Deci domeniul este un interval, adică am tot X și acum. Nu numai de minus 1 și pe 0 doar două puncte, ci tot X și la minus 1 la 0. De ce am unit aici? Toți. Și acum vreau să dau pe F definită, pe R cu valori în R. Da, o să o ștergem aici, că cam valorile astea să le ștergem. Lasă graficul. Lasă tocmai asta. Sunt de vreo da, da, da. Deci, zicem. E de X. Deci, trebuie să mai înscrie aceea, ce e X egal de 5 X plus 3. Dar F, cât a putea să zicem asta, asta e a 4-a. F4 definită pe ea, atenție, cu valorile. Deci, de data asta, X-ul poate să plimbe în voie. Ce crezi tu că va fi graficul? Dacă nu-i dat, va fi o dreaptă. Sigur că pe dreaptă, care se împlinirea 6 secunde. Mm-hmm. Eu zic, și știi că de două puncte distinct între și o dreaptă și o mai bună. Așadar, luăm pe cele două puncte 0 și 3. Deci, iată graficul condițiile acestea, arată astfel. Pentru funcția, aici, asta este graficul cărei funcției. Graficul F3. Aici, da, asta graficul lui F2. Graficul lui F. F1, uite, e de două elemente, da? Da. F1. Aici e graficul lui F. Da. Așa, bun, așa. Adică ăsta se refac așa, ca și cum le-ar avea pe unul ăsta. Ăsta, ăsta, așa, și așa. Ăsta e graficul lui F. Lui F. Atenția. Și acum, iau doar minus 1 și minus 2, minus 1, minus 2. Și găsesc punctul A. Și găsesc pe B, 0 și 3. Ăsta a fost A din cât? Minus 1. Minus 1 și minus 2.
noi, și aici B din coordonate 0 și 3. Și graficul său acum e dreapta asta. Nu se mai oprește, că am și nici în partea. Și nici în B. Și nici în B. Și s-o produce, ăsta este graficul. Graficul lui F, cât ați spus? 4. E 4. Dar imaginea? Imaginea e tot axa, la taxa implicită. Că doar la fiecare am câte un Y. Da? Deci toată axa e acoperită aici. Nu mai este doar o zonă, că segmentul ăsta avea, ca segmentul acesta cu X și cu 0 și 1, avea imaginea așa. Da, minus 2, 3. Da. Acum, când X își duce toată axa reală, și grecii îi vom vedea pe toată axa reală. Deci I de F aici, I de F 4, e cam cu toată axa reală. Aș vrea să îmi spui, Miruna, cât este im, 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 de F4, dar îl limitez cu X de la minus 1 până la 2. Deci de la minus 1 până la 2. Adică scapul distanță? Nu distanță. Imaginea. E minus 2, 3. Asta e. Că minus 1 ai minus 2, corect. Până la 2, care este 13. Corect. Deci, I de F e cam cu intervalul de la minus 2 la 13. Asta e intervalul. Da, toate punctele. Nu numai minus, dar ți-aș fi zis I de F4 în acolare minus 1 și 2, ce mi-ai fi răspuns tu aici? Minus 2 și 3 tot la acolare. Deci mi-ai răspuns că este minus 2 și 13. Tot la acolare. Doar două elemente ai care. Minus 2 și 13. Deci, ce vreți să înțelegi? I de F sau mulțimea valorilor? Ori zic I de F sau zic mulțimea valorilor, este toată aceeași poveste. O prind, domnul profesor, că e fără 25, dar e și reușit un pic să o fac bine din la funcție. Am înțeles, da. Așa. Și mai lucrăm și mâine. Ideea da. De funcție, acum începe să prind contul. Începe să înțelege. Și dacă interesezi să am mulțimea valorilor, a studia o funcție înseamnă a te interesa de mulțimea acestor Y. Deci să așează vorbe de crescătoare, descrescătoare. Deci începe ușor, ușor să se instaleze în mintea ta noțiunea de funcții ce presupune să ai o rețetă, să știi nici și unde se plimbă, ce libertate lui, și pe urmă, pe baza aceasta, te interesezi de Y care apare. Începi să vezi, sunt crescători, descrescători. Perechile astea toate formează graficul funcției. Ai înțeles și lucrul acesta. Exact. Da? Deci aceste lucruri le putem înțelege prin exerciții concret și trebuie să spun că începând de acum, am mai spus-o și altă dată, în toată matematica care își va face de aici încolo, numai pe noțiunea asta lucrăm. Noțiunea de funcție este primordială noțiune. Pentru că neînțeleasă bine noțiunea, n-ai cum să reacționezi în exerciții. Ce se cer domeni de ființe? Păi trebuie să știi. Fracții, radical, ce întâlnești pe acolo, ce condiții au, ce pretenții au fiecare, pentru fiecare în parte. Ce le-a pus să rezolvă, condiții, ce au fricut.